La șantierul naval din Tulcea a fost lansată la apă, cea mai mare și mai avansată navă de cercetare și expediție din lume, care va fi exploatată de organizația Rev Ocean, patronată de un miliardar norvegian. Vasul de peste 182 de metri este echipat cu un sistem de navigație performant. Printre altele, nava va fi folosită de echipe de cercetători din întreaga lume care au fost deja invitați să depună proiecte care au ca principal scop prezervarea oceanului planetar. Vasul va fi echipat pentru desfășurarea misiunilor care acoperă întregul ecosistem marin. Acesta va fi folosit de oamenii de știință pentru cercetarea orientată către soluții care explorează aspectele precum impactul pe care îl au emisiile de CO2, poluarea cu mase plastice și pescuit nesustenabil asupra oceanului planetar. Nava are o lungime de 183 de metri și va putea transporta simultan 55 de oameni de știință și 35 de membri ai echipajului. Aceștia vor avea la dispoziție mai multe laboratoare, un submarin, sisteme sonar și alte echipamente marine performante. Oamenii de știință vor studia printre altele impactul emisiilor de dioxid de carbon asupra oceanelor, a cu plastic și a pescuitului interzis. Echipată cu cele mai recente tehnologii, Rev va fi una dintre cele mai avansate nave de cercetare marină din lume.